Polițiștii locali au depistat și au preluat din stradă în ultima săptămână mai mulți cerșetori și oameni ai străzii. Aceștia au identificat pe raza municipiului Timișoara un număr de 69 de astfel de persoane, care au fost predate complexului de servicii sociale Sfântul Francisc. De asemenea, există și situații în care sunt depistate persoane cu probleme psihice. Un astfel de caz a fost semnalat de cetățenii din cartierul Circumvalațiunii, aceștia sunând la dispeceratul poliției locale pentru a cere ajutor. Într-un canal de pe strada Salcei se afla un bărbat care urla, tulburând liniștea publică. Polițiștii au găsit la fața locului un bărbat în vârstă de 55 de ani cu domiciliul într-o comună din Buzău, care era extrem de agitat, prezentând pericol atât pentru propria persoană cât și pentru ceilalți. Totodată, polițiștii locali reamintesc cetățenilor că oferirea de bani și implicit menținerea pe stradă a persoanelor care apelează la mila publică, sau fac parte din categoria oamenilor fără adăpost, nu este o soluție. Cei care nu au probleme medicale trebuie încurajați să se integreze în societate, atât prin acțiunile polițiștilor locali, cât și prin intermediul cetățenilor care să nu le mai ofere bani.